seara, sunt Sorina Obrenșa și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Trolibusul și autobuzul transformate în puncte de vaccinare au pornit astăzi la drum. Campania a început cu scandal. Organizarea e foarte, foarte rea. Astăzi avem un nou record zilnic de vaccinare. Peste 25.000 de persoane. Cel mai solicitat este Pfizer, deși autoritățile spun că toate vaccinurile disponibile sunt eficiente. Partidul Democrat a fost înregistrat astăzi în cursa pentru anticipate, iar PUN a depus actele la CEC. Între timp, socialiștii au venit cu o serie de acuzații în adresa Maiei Sandu. Maia Sandu a îngenunchiat țara străinilor. Prețurile au crescut semnificativ la majoritatea produselor. Iar de la Minsk vine prima reacție a lui Alexandru Lukashenko după deturnarea unui avion. El spune că anunțul că la bord ar fi o bombă a venit din Elveția. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь. Maratonul de vaccinare pe roți a pornit la drum. Un troleibuz se va afla în fiecare zi la stații diferite din capitală, iar un autobuz în suburbii și oricine se va putea imuniza. Campania a început cu scandal. O femeie venită să se vaccineze i-a cerut socoteală primarului pentru că a fost nevoită să aștepte ore întregi cât a durat partea oficială. În timp ce Ion Ceban aduna jurnaliștii în jurul său ca să facă declarații privind cele două puncte mobile de vaccinare, această femeie avea și ea un cuvânt de spus. Nemulțumită că a fost nevoită să aștepte câteva ore până să înceapă imunizarea, l-a luat la rost pe primar. Organizarea e foarte proastă. Stăm de la ora 8 dimineața, fără un scaun afară, deși ne slotul, să ne puneți undeva într-o clădire. De ce ne-ați adus în autobuzul ăsta afară? Noi așteptăm afară, dar dați-ne un loc curat. N-ați organizat deloc. Asta e, nu am nevoie de cameră, dumneavoastră. Ați făcut un show politic. După ce și-a spus supărarea, femeia a plecat, iar Ceban și-a continuat discursul. Procesul de vaccinare a început la ora 11, iar oamenii s-au îmbulzit și au format un rând lung lângă troleibuz. Înainte de a intra în vehicul, fiecare doritor era înregistrat. Ulterior, câte unul, oamenii intrau în trolebus unde prezentau actul de identitate, erau consultați de un medic, iar apoi erau vaccinați. După procedură, nu plecau imediat. Lângă troleibuz au fost puse două mese cu scaune pentru ca persoanele care s-au imunizat să stea 10 minute sub supravegherea medicilor. Majoritatea celor veniți ne-au spus că nu știau despre campanie, dar și că preferă mai mult vaccinul Pfizer. Am trecut pe drum fără să știu că să fie aici. Nu nimic ca informații și vrei să te apropii să întrebi ceva, știți, așa chiar nu vor să răspundă. Eu nu mă vreau Pfizer. De atât că e rapid și e mai convenabil. Avem astăzi și vaccinul chinez, avem astăzi și AstraZeneca, avem astăzi și vaccinul Pfizer, atâtea cât există în stocuri. Câte doze exact sunt disponibile, autoritățile nu ne-au spus. Vaccinurile sunt păstrate în două frigidere instalate în vehicule, iar o masă a fost pusă între scaunele pentru pasageri. Dispun de toate echipamentele, după cum spuneam, începând cu frigider, începând cu aer condiționat, începând cu apă potabilă, spălător de mâini. Echipa care imunizează oamenii este formată din 4 specialiști, medici și asistenți medicali. După vaccinare, fiecare persoană primește un certificat în care este scrisă data la care trebuie să facă rapelul. Următoarea dată ar putea să nu mai fie într-o lebus sau autobuz, ci la policlinica din sector. Noi vom încerca, în primul rând, prin un calcul matematic, să asigurăm prezența acestor unități mobile în aceleași locații la ziua respectivă. Locația unde vor staționa zilnic cele două vehicule va fi schimbată în fiecare zi. Deocamdată au fost stabilite 12 adrese unde va ajunge troleibuzul. Mâine vehiculul va staționa lângă piața Delfin din sectorul Buiucani, iar joi în preajma stadionului Zimbru, unde se vor putea imuniza locuitorii din Botanica, după care vor urma sectoarele Ciocana și Râșcani. Autobuzul va merge în toate cele 11 suburbii. Deocamdată nu se știe cât va dura această campanie. Aproape 160 de persoane s-au vaccinat astăzi în cele două vehicule. Colega noastră, Valeria Capra, se află la Regia Transport Electric, unde este acum troleibuzul și vine cu detalii. Valeria, bună seara!
Bună seara, Sorina, bună seara tuturor. Ne aflăm acum la parcul de troleibuze numărul 1 al regiei Transport Electric, aici unde troleibuzul transformat în punct mobil de vaccinare este dezinfectat și chiar acum am surprins și câțiva angajați de aici care instalează mese, dar și câteva lucruri care au mai rămas. Bună seara! Bună seara! De la ce oră a ajuns troleibuzul aici? 19:30. Mai aveți multă muncă? Poftim? Zic, mai aveți mult de lucru, ce faceți? Da, cam e finisare. L-am pregătit cu ziua de mâine. Și mâine aveți de muncă. Așadar, potrivit autorităților, astăzi s-au imunizat în total 157 de persoane, dintre care 65 s-au imunizat la Durlești. Totodată, ne-au mai spus că au fost distribuite în total 110 doze Pfizer, 40 doze AstraZeneca, dar și 7 doze Sinovac. A doua doză, lumea nu va primi la fel în troleibuz, ci în instituții medicale. De exemplu, la Durlești, persoanele va trebui să meargă la centrul de sănătate Durlești. Totodată, mâine, troleibuzul va fi la Buiucani. Începând cu ora 10, acesta își va deschide ușile, iar autobuzul va aștepta persoanele la Budești. Potrivit autorităților de la Ministerul Sănătății, astăzi, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 94 de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus, iar 4 persoane au murit din cauza acestuia. Mâine, Comisia Municipală de Sănătate Publică se va întruni într-o ședință. Chiar dacă numărul de îmbolnăviri descrește continuu, autoritățile ne-au spus că măștile vor rămâne valabile, cel puțin până când 50% din populație se va imuniza. Cam atât la acest subiect. Sorina, ai legătura. Valeria, mulțumesc. Un nou record zilnic de vaccinări în 24 de ore. Peste 25.000 de moldoveni au fost imunizați, ceea ce constituie 1% din populația țării. La centrele de sănătate, cel mai solicitat preparat este în continuare Pfizer. Autoritățile însă ne recomandă să ne vaccinăm cu oricare dintre cele puse la dispoziție. Întrați următorul. De ieri și până la jumătatea zilei de astăzi, la Cimișlie s-au epuizat toate cele aproape 700 de doze de Pfizer. În schimb, sunt alte vaccinuri care sunt puse la dispoziție. Totul e bine, măcar că avem probleme cu tensiunea, cu sănătatea, dar m-am simțit bine. Deși dozele de Pfizer s-au epuizat, oamenii pot să se imunizeze cu alte preparate. Oamenii au și alege Sinovac, AstraZeneca, dar vreau să vă spun, toate vaccinii sunt bune, nu trebuie să alegem. Noi trebuie să facem, să ne vaccinăm activ. Și atunci vom scăpa de pandemie. Iar la Asociația Medicală Teritorială din sectorul Râșcani al Capitalei, cei mai mulți oameni au venit să se vaccineze de dimineață. După amiază, însă, în decurs de o oră au venit 10 doritori și toți au solicitat Pfizer. Urmează să imunizăm cu Pfizer, o doză pentru doamnă. Aici, pe strămașă, este vaccina AstraZeneca și este vaccina Pfizer. Chiar și așa, cei mai mulți dintre ei aleg să se imunizeze cu un anumit vaccin, spun reprezentanții centrelor de vaccinare. Din spectrul de vaccini, populația la moment alege vaccinul Pfizer. Astăzi am vaccinat, cred că în jur de 120 de persoane. Între timp, o femeie care a cerut să-i păstrăm anonimatul și care a venit la acest centru de vaccinare spune că a făcut cale întoarsă, întrucât reprezentanții de acolo i-ar fi spus că nu mai sunt doze de Pfizer. O apărut problema asta, că nu mai este, că le-a luat ceva înapoi. Vine altă asistentă și spune, ia că ceva nu a luat toate doze de înapoi de asta, că se fac maratonul la astea și noi nu putem face Pfizer. Și acum, într-un fel, aștept vreun maraton. Fapt dezmințit de reprezentanții Ministerului Sănătății. Dozele de vaccin au fost distribuite din cadrul depozitului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și nici de cum nu au fost luate din cadrul centrelor de vaccinare. Pfizer este cel mai solicitat vaccin și în alte centre din capitală. Cea mai bună vaccină este vaccina la care ai acces. Au venit solicitări și din partea tinerilor se vaccinează. Reprezentanții din sănătate îndeamnă oamenii să se imunizeze indiferent cu ce preparat. Vorbim întotdeauna despre vaccin împotriva COVID. Nu vorbim despre vaccinuri cu producători. Fiecare vaccin neefectuat acum la timp afectează cumva viața altui om. Până acum s-au vaccinat peste 350.000 de moldoveni, iar puțin peste 50.000 dintre ei și-au administrat rapelul. Mai mulți jurnaliști au fost bruscați și insultați de un deputat socialist pentru că au venit să filmeze o întâlnire a membrilor PSRM pe malul unui lac din Orhei. Numai
atingeți. Ies voi de aici, nu atingeți, vă rog. Să-mi dat voie să-mi ies mașina mea, să-mi dat voie să-mi ies mașina mea. Stați, stai o leagă. Unul dintre ziariștii prezenți ne-a spus că socialiștii s-ar fi adunat la o petrecere, iar poliția ar fi asigurat paza. Revenim cu detalii imediat. Partidul Democrat a fost înregistrat astăzi în cursa pentru alegerile din 11 iulie. Imediat ce au primit undă verde pentru campanie electorală, democrații au mers în parcul Ștefan cel Mare ca să strângă semnături în susținerea programului lor de țară, pe care l-au anunțat anterior. Partidul Democrat a fost acceptat în calitate de concurent electoral. Ne lansăm astăzi, spunem de iurie deja, în campanie electorală și deja avem până la 11 iulie acea misiune de a ne promova acel plan. Imediat ce au ieșit de la CEC având actele în regulă, democrații au mers în parcul Ștefan cel Mare pentru a lansa campania de colectare a semnăturilor pentru susținerea a ceea ce numesc ei program de țară, prezentat anterior de Pavel Filip, în speranța că acesta va fi luat în seamă de următoarea guvernare. De fapt, este o prelungire a strategiilor și reformelor implementate în perioada 2016-2019, pe timpul guvernării Partidului Democrat și, în special, a guvernului condus de către domnul Pavel Filip. Primii care au stat în rând să semneze pentru programul democraților au fost chiar membrii Partidului Democrat. Liderul formațiunii Pavel Filip a lipsit de la eveniment, iar colegii săi au spus că acesta are o agendă încărcată și nu a putut să fie prezent astăzi. Până acum au fost înregistrate 6 partide și 2 blocuri electorale. Este vorba despre Partidul Acasă Construim Europa, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatăi, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Șor, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda și Partidul Democrat. Aceste formațiuni pot deja să se lanseze în campania electorală. Iar Partidul Unității Naționale a respins invitația AUR de a forma un bloc comun pentru alegeri. Octavian Țicu a declarat că acest partid nu este cel mai integru. Formațiunea pe care o conducea a depus astăzi actele la CEC pentru a fi înregistrată în cursa electorală. Octavian Țicu a fost la Comisia Electorală Centrală însoțit de mai mulți candidați care se regăsesc pe listele PUN. Împreună facem unirea, iar programul de guvernare al Partidului Unității Naționale înseamnă o țară reîntregită și respectată. Astfel, PUN a respins invitația de a forma un bloc electoral lansată ieri de reprezentanții Partidului AUR din Republica Moldova. Am decis să păstrăm o alternativă integră, o alternativă profesionistă și competentă pentru a putea realiza plenar ideea de reunire cu România. Vreți să spuneți că Partidul AUR nu este cel mai integru? Dacă să judecăm după dosarele unor anumitor lideri și asupra imaginii pe care o are AUR în România, cred că noi nu putem expune riscului și compromite ideea unionistă prin asocierea cu un partid care are asemenea componente în rândurile sale. Octavian Țicu a declarat că Partidul Unității Naționale nu împărtășește aceleași valori pe care le promovează AUR. De aceea, formațiunea a ales să meargă singură în aceste alegeri. Printre cele 92 de persoane care candidează pe listele PUN la parlamentarele din vară, se numără Octavian Țicu, Iurie Reniță, Ana Guțu, Alexandru Arseni, Ion Cobâșencu și alții, cei care la dispoziție 7 zile ca să decide dacă înregistrează sau nu Partidul Unității Naționale în cursa electorală. În proces de examinare la CEC mai sunt actele depuse de către platforma DA. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 11 iulie. Deși nu s-au lansat încă oficial în campania electorală, socialiștii au început deja să arunce falsuri în spațiul public, acuzând-o pe Maia Sandu de scumpiri și trădare de patrie. Solicitați de noi, autorii portalului Stop Fals au analizat declarațiile făcute astăzi de reprezentanții PSRM și le-au calificat drept minciuni. Președinția nu a comentat acuzațiile. Zilele acestea s-a împlinit jumătate de an de la alegerea Maiei Sandu în funcție de președinte al Republicii Moldova și 5 luni de când îți exercită mandatul prezidențial. În această perioadă, Maia Sandu a îngenunchiat țara străinilor. Prețurile au crescut semnificativ la majoritatea produselor
iar oamenii trăiesc și mai rău. Acuzații grave au fost vociferate de socialiști și în alte campanii electorale. Cine a închis școlile în peste 180 de sate? Maia Sandu. Astăzi aceștia au pasat responsabilitatea pentru problemele din societate pe umerii șefei statului. De la scumpirea legumelor până la scumpirile de carburanți, de toate au învinuit-o pe Sandu. Petru Macovei, care este unul dintre administratorii portalului Stop Fals, a analizat declarațiile acestora și le-a calificat ca fiind minciuni. În situația în care toate structurile statului practic sunt controlate de către PSRM, pornind de la agențiile care reglementează inclusiv prețurile la combustibil sau la alte lucruri în societate, deci toate sunt controlate de PSRM și este absolut ridicol să pui asta pe această responsabilitate pe seama președintei Maia Sandu. Iar lista acuzațiilor a fost lungă. Maia Sandu ne vinde țara străinilor, distrugând producătorii locali. Este o minciună sfruntată pe care PSRM-ul a rostogolit-o și în campaniile electorale precedente și acum din nou invocă același lucru. NATO și subiectul privind limba vorbită au fost de asemenea incluse în ceea ce socialiștii au numit top 10 eșecuri ale Maiei Sandu. Militarii moldoveni sunt trimiși de Maia Sandu peste hotare la exerciții organizate de NATO pentru a pregăti să bage țara noastră în acest bloc militar. Asemenea exerciții au avut loc inclusiv pe mandatul fostului președinte Dodon și atunci nu era o problemă. Ca și în alte campanii, astăzi deputații PSRM au acuzat-o pe președintă că a pus miliardul furat pe umerii cetățenilor, deși Sandu s-a abținut atunci de la vot. Maia Sandu și-a păstrat și clădirea luxoasă pe care a promis că o va dona pentru că e prea scumpă întreținerea. Nu a existat asemenea promisiune. Ceea ce au prezentat socialiștii astăzi probabil ar fi trebuit să fie redenumit în 10 minciuni ale PSRM-ului. Responsabilii de la președinție au spus că nu vor comenta opinii, mai ales în campania electorală. Potrivit acestora, socialista Ala Darovanaia a fost profesoara Maiei Sandu când aceasta era studentă la Academia de Studii Economice. Judecătorul acuzat că nu poate justifica bunuri în valoare de 3 milioane de lei susține că inspectorii ANI au calculat greșit averea, iar banii ar fi cadouri de la nuntă. Autoritatea Națională de Integritate spune însă că și banii câștigați la nuntă trebuiau declarați corect, ceea ce nu s-a întâmplat. Judecătorul riscă acum să fie revocat din funcție și să-i se confiște averea nejustificată. La o zi după ce ANI l-a acuzat pe judecătorul Denis Guzun că a ascuns o parte din averea sa, acesta a reacționat. Susține că inspectorii s-ar fi încurcat în calcule. Spune că a cumpărat mai multe bunuri după ce a primit cadouri bănești de la nunta sa pe care a făcut-o în 2017, când era doar asistent judiciar. Ulterior, ar fi precizat sumele de la nuntă în declarația de avere din 2018. Niciodată în viață nu am avut bunuri, concomitent nu am deținut bunuri în așa valoare care au constatat. În anul 2018, la fel ei au constatat că ați procurat mai multe terenuri, o casă de locuit și un BMW X5. E adevărat? Nu. Aceste bunuri au fost cumpărate în perioada anului 2016-2018, că ei nu au luat în calcul bunurile care au fost vândute. La momentul de față, eu nu dețin bunurile. Sunt cadouri bănești care au fost declarate în 2018, după sărbarea de nuntă care am făcut-o. Atunci nu era și... Doar că ANI susține că toate aceste sume câștigate la nuntă ar fi trebuit declarate corect, ceea ce nu s-a întâmplat. În plus, veniturile pe care le are judecătorul nu justifică terenurile, casele și mașinile din averea sa. Asta pentru că, în medie, un judecător are un salariu de aproape 20.000 de lei. Inspectorul de integritate a constatat o diferență substanțială în mărime totală de aproximativ 3 milioane de lei între veniturile realizate și ceea ce a declarat dumnealui. A mai identificat și încălcarea cadrului legislativ penal prin faptul că a admis în declarațiile de avere și interese personale informații și date incomplete și eronate. Averea totală care nu poate fi justificată de judecători este impresionantă. În afară de bunurile în valoare de 3 milioane de lei, sunt și conturi bancare pe care inspectorii ANI spun că le-au descoperit în cadrul investigației. Judecătorul care este angajat aici la judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucan este acuzat de ANI
că nu poate justifica proveniența a 3 case, a unui teren construibil, a unui SUV în valoare de peste 60.000 de euro și conturi de peste 230.000 de euro. Acum, această avere urmează să fie confiscată. Acum, judecătorul riscă să rămână fără banii nedeclarați, iar reprezentanții Autorității Naționale de Integritate susțin că vor solicita CSM-ului ca Denis Guzun să fie revocat din funcție. Când auzit de acuzații, judecătorul milionar a dat autoritatea în judecată, cere și despăgubiri morale. A depus o cerere prealabilă prin care solicită să-i achităm 120.000 de lei pentru despăgubiri morale și materiale. Dar autoritatea doar a respectat legislația. Dosarul judecătorului Denis Guzun este al 8-lea în care ANI solicită confiscarea averii. Potrivit ANI, pentru anul 2020, 400 de declarații ale judecătorilor au fost distribuite spre verificare. Potrivit unei investigații semnate de Ziarul de Gardă, judecătorul Denis Guzun provine dintr-o familie de magistrați, tatăl său fiind judecător la Curtea Supremă de Justiție, iar mama la Curtea de Apel. Potrivit investigației jurnaliștilor, Denis Guzun a fost numit judecător în 2019, deși cel puțin 10 candidați de la acel concurs ar fi avut un punctaj mai mare decât el. Totodată, ANI susține că a depistat tranzacții dubioase care vizează înstrăinarea unor bunuri în favoarea lui Vlad Plahotniuc, iar în acest sens a sesizat Serviciul Fiscal și Procuratura. Avocatul fostului lider PD, care a fugit din țară, ne-a spus că au fost comise anumite erori la completarea declarației de avere, care urmează să fie corectate. ANI a sesizat Procuratura și Fiscul după ce a remarcat efectuarea unor tranzacții dubioase vizând înstrăinarea unor bunuri în favoarea fostului lider PD. Deocamdată nu este clar despre ce bunuri ar fi vorba și cui aparțin acestea, însă ANI menționează că ar fi existat niște conexiuni ale fostului lider PD cu firme din zona offshore, din Emiratele Arabe Unite și statul Samoa când acesta era deputat. Și inspectorul de integritate a utilizat instituția asistenței juridice internaționale și a înaintat demersuri necesare pentru obținerea informațiilor din străinătate despre companiile afiliate. În baza acestora, inspectorul a validat o parte din datele declarate de către fostul deputat. Avocatul lui Vlad Plahotniuc ne-a spus că au fost comise anumite erori la completarea declarației de avere, fără să specifice care sunt acestea. Ne conformăm cu actul dat și va fi depus o declarație rectificată în termenul stabilit. Vlad Plahotniuc a fugit din Moldova în iunie 2019 și s-a aflat în Statele Unite, unde ulterior a fost declarat persoană indezirabilă. Fostul lider PD este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorului general, el este principalul beneficiar al furtului miliardului. Iar acum cei care au apartamente cu mai multe camere au primit facturi mai mari pentru impozitul pe bunuri imobiliare. Suma s-a dublat față de anul trecut. Eu acum un apartament cu 3 camere plăteam în jur la 4500, sau mă își primește 1000. Desigur că suntem împotriva, dar nu avem încotro. Oamenii sunt nemulțumiți. Revenim cu poziția autorităților la știri. Mai mulți jurnaliști au fost bruscați de un deputat socialist la o întrevedere cu membrii PSRM organizată pe malul unui lac din Brăviceni, Orhei. Mihail Paciu s-a arătat indignat că ziariștii au intrat pe teritoriul care îi aparține și, pe un ton agresiv, le-a cerut acestora să nu mai filmeze. Unul dintre jurnaliștii care au fost acolo ne-a spus că deputații s-ar fi adunat la o petrecere, iar ministrul de interne le-ar fi promis că poliția va asigura paza. Deputatul socialist Mihail Paciu s-a arătat deranjat de prezența jurnaliștilor pe teritoriul lacului care îi aparține. Odată ce i-a văzut, acesta s-a apropiat de ei, i-a bruscat și i-a agresat verbal. Eu stăpân aici, n-ai ce cătă la mine în casă. Ce te faci? Mihail Paciu spune. Domnul Paciu, vă zic, domnul Paciu, dar ce vrei, la mine un grad, domnul Paciu, voi și voi, și vreți, vă smântim cu voi. Colegii noastre bruschează, amenință. Iur, adică de ce? Scoate-l-o de ureche de acolo. Ulterior, în discuție, a intervenit deputatul Grigore Novac, prezent și el la eveniment. Acesta a încercat să calmeze spiritele. Băi, dar nu aici, aici e a meu, loc, vede, eu trebuie să prindesc, ce trebuie, dar și te interesează pe tine. Novac a spus că reprezentanții partidului din care face parte s-au adunat în aer liber pentru a discuta strategia de campanie electorală. Toți colegii care
muncesc în teritorii, responsabil de raioane. Am decis aici în centrul Republicii. Am discutat tot ceea ce am lucrat noi, strategiile care le-am avut pe parcurs. Facem anumite strategii pe viitor, de campanie. Adică nimic așa deosebit. Jurnalista Julieta Stavinski ne-a spus că a mers acolo după ce a aflat că pe malul Iazului se preconizează o petrecere a socialiștilor și că Pavel Voicu ar fi promis asigurarea pazei acestui eveniment. Când am auzit că ar putea fi implicată poliția, mi s-a părut ceva interesant pentru că nu pot fi folosite resursele administrative. Poliția este slujba cetățeanului, dar nu a unui partid politic. Am observat și un echipaj de poliție care circula prin sat, că orice mașină care intra în sat era urmărită de o mașină de pază. Pavel Voicu nu ne-a răspuns la apeluri pentru o replică, iar ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție din Orhei ne-a spus că echipajul agenților care patrula prin sat își îndeplinea atribuțiile. Printre cei prezenți la întrevederea de pe malul lacului au fost și Igor Dodon, Zinaida Grecian, însoțită de ofițerii SPPS, Corneliu Furculiță, dar și Vasile Bolea. Alexandru Lukashenko susține că a acționat legal deturnând avionul Ryanair în urma unei alerte cu bombă. Președintele Belarus neagă că scopul era de a-l reține pe Roman Protasevici, dar îl numește pe jurnalist un terorist și susține că acesta plănuia o rebeliune sângeroasă în țara sa. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей. Я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь. Если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь. Într-un discurs pe care l-a susținut în fața unor aleși și unor oficiali de rang înalt ai regimului, Alexandru Lukashenko a spus că informația privind alerta cu bombă la bordul avionului a venit din Elveția și a fost transmisă în același timp și aeroportului din Atena și Vilnius. Lukashenko spune că piloții sunt cei care au decis să aterizeze de urgență la Minsk, deși compania Ryanair susține că aeronava a fost forțată să ia o asemenea decizie. Под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг нам что, мало Чернобыля, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. Tot la ordinul lui Lukashenko, un avion de vânătoare MiG-29 a însoțit aeronava Ryanair până pe aeroportul din Minsk. Dar la sosire nu a fost găsită nicio bombă, însă a fost arestat jurnalistul Roman Protasevici și iubita sa, iar mai multe voci spun că acesta a fost de fapt motivul real al deturnării. Lukashenko a denunțat valul de reacții internaționale care a urmat după acest incident, pomenind despre încălcarea unor linii roșii, despre care anterior a vorbit și Vladimir Putin. Наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячее. Pe jurnalistul din opoziție, Roman Protasevici, arestat în urma deturnării zborului Ryanair pe ruta Atena-Vilnius, Lukashenko l-a catalogat drept un terorist care plănuia organizarea unei rebeliuni sângeroase la Minsk. Opoziția din Belarus a anunțat astăzi că pregătește o nouă fază de proteste antiguvernamentale. Мы должны быть готовы действовать. Окно возможностей открыто. Ждать больше нечего. Терор нужно остановить раз и навсегда. Vara trecută, după ce Alexandru Lukashenko și-a declarat victoria într-o rundă de alegeri prezidențiale, despre care opoziția a spus că au fost trucate, au izbucnit proteste în masă, însă acestea au pierdut din impuls din cauza reprimării extinse a regimului de la Minsk.
O femeie a ajuns la spital după ce microbuzul de rută în care se afla s-a izbit de un automobil. Accidentul s-a produs azi dimineață pe o stradă din centrul Chișinăului. În microbuz se aflau 15 pasageri. În urma impactului, autoturismul a fost avariat grav în partea din față. Deocamdată nu este clar din ce cauză s-a produs accidentul. Șoferul, care va fi găsit vinovat, riscă amendă de până la 1.500 de lei. Locuitorii capitalei sunt indignați că au primit facturi mai mari la impozitul pe bunuri imobiliare. Oamenii se arată nemulțumiți că taxa a fost majorată de aproape două ori și că reducerea de 15% pentru achitarea la timp a fost anulată. Responsabilii de la primărie anunță că majorarea a fost făcută în urma reevaluării imobilelor. Iurie Dodița spune că zilele trecute a primit factura pentru impozitul pe bunuri imobiliare, iar suma care a văzut-o în foaie l-a uimit. Bărbatul povestește că pentru garsoniera sa trebuie să achite cu 200 de lei mai mult decât anul trecut. Eu posed un apartament cu o singură cameră, are 35 de metri pătrați. Anul trecut am achitat vreo 200 și vreo 30 de lei, anul ăsta undeva vreo 420 de lei. Fiind angajat la o agenție de turism, domeniu afectat de pandemie, bărbatul spune că nu și-a primit salariu timp de 4 luni. Ați achitat deja acea factură? N-am achitat, eu trebuie să găsesc bani, fiindcă acolo e scris până pe 30 iunie. Iată timp de o lună de zi. Și plus la asta, eu trebuie să mă lămuresc cu căldura. Și alți locuitori ai Chișinăului s-au arătat nemulțumiți că taxa a fost majorată. Eu am un apartament cu 3 cămeri, plăteam în jur la 4500, sau mă își primește 1000. Desigur că suntem împotriva, dar nu avem încotro. Сам факт увеличения этого и всего остального, это, конечно, не радует. Dacă anul trecut, pentru un apartament cu o cameră, locuitorii capitalei achitau în medie 200 de lei pentru impozitul pe bunuri imobiliare, în acest an vor fi nevoiți să achite în jur de 400 de lei. Pentru două camere, de la 300 de lei, taxa s-a majorat până la 500 de lei, iar pentru trei camere, de la 600 de lei, a ajuns la 1000 de lei. Totuși, experții spun că suma impozitului este stabilită în funcție de valoarea estimată a apartamentului, suprafața acestuia, dar și vechimea clădirii. Primarul capitalei a declarat că taxele s-au majorat după ce a fost reevaluată valoarea bunurilor imobiliare. Potrivit experților economici, acest lucru nu a fost făcut în țara noastră în ultimii 20 de ani. Este un proces interconectat și de înregistrarea și reevaluarea bunurilor imobile de cadastru. Asta e situația. În decembrie anul trecut, CMC a majorat cota impozitului pentru bunurile imobiliare. Așadar, dacă în 2020 locuitorii capitalei achiteau 0,1% impozit din costul imobilului, în acest an vor achita aproape dublu. Taxa este valabilă pentru orice imobil, atât apartamente, cât și locuințe la sol. Sunt scutiți de aceste taxe pensionarii, persoanele cu dizabilități, familiile persoanelor care au participat la conflicte militare și cei care au avut de suferit în urma lichidării avariei de la Cernobâl. Fiecare administrație locală stabilește taxa anual, iar aceasta nu poate depăși 0,4% din valoarea imobilelor. Impozitul pe bunuri imobiliare trebuie achitat până pe 30 iunie. Dacă plata întârzie, suma crește cu fiecare zi. Clipe de groază pentru un dresor din Rusia. Omul a fost atacat de un leu în timpul unui spectacol de circ. Totul sub privirile speriate ale spectatorilor. Vedeți momentul imediat. Un moldovean stabilit în Statele Unite ale Americii a murit după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit și a luat foc. Acesta ar fi fost primul lui zbor după ce și-a luat licența. We did locate the plane as well, obviously, and it's in several pieces. It's been destroyed. Moldoveanul de 35 de ani, originar din satul Recea, raionul Râșcani, a mers ieri să piloteze un avion la o școală privată. La un moment dat, însă, aeronava de mici dimensiuni a dispărut de pe radar. Din cauza că s-a prăbușit într-o pădure deasă și s-a dezmembrat, avionul a fost căutat toată ziua. Trupul bărbatului era carbonizat. Cauza accidentului încă nu a fost stabilită. Președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni la Geneva pe 16 iunie. Cei doi lideri vor încerca să îmbunătățească dialogul dintre Statele Unite și Rusia în cea mai dificilă perioadă a relațiilor bilaterale de la sfârșitul războiului rece. Potrivit Casei Albe, pe lista subiectelor va fi și deturnarea avionului Ryanair de către Belarus.
Acest prim tete-a-tet al celor doi lideri de la instalarea lui Joe Biden la putere intervine într-o atmosferă de tensiuni puternice între Washington și Moscova, pe fondul unui schimb de sancțiuni și acuzații. The leaders will discuss the full range of pressing issues as we seek to restore predictability and stability to the US-Russia relationship. Potrivit lui Psaki, Biden va discuta cu Putin despre deturnarea avionului Ryanair de către Belarus și arestarea jurnalistului aflat la bord. Biden a declarat anterior că vrea ca Putin să nu mai influențeze alegerile americane, să oprească atacurile cibernetice provenind din Rusia asupra unor rețele de infrastructură americane, să nu mai amenințe suveranitatea Ucrainei și să-l elibereze pe opozantul Alexei Navalny. Congresmenii republicani l-au criticat pe Biden pentru că a convenit să se întâlnească cu liderul rus în pofida comportamentului provocator al acestuia în regiune. We don't see this meeting as an opportunity to just talk about everything we agree on. We see this as a diplomatic opportunity for the United States, one that's in our national interest, which is to convey areas where we disagree, to have a conversation about concerns we have and also look for a more stable and predictable path forward. Potrivit președinției ruse, acest summit urmează să fie consacrat tensiunilor diplomatice dintre Moscova și Washington. Cei doi lideri urmează să abordeze de asemenea probleme legate de stabilitatea strategică nucleară și alte dosare, inclusiv o cooperare între Rusia și Statele Unite în lupta împotriva COVID-19 și conflicte regionale, precizează într-un comunicat Kremlinul. Trei persoane au fost reținute aseară după accidentul de teleferic de duminică din Italia, în care au murit 14 oameni, între care doi copii. Este vorba despre proprietarul societății care operează instalația de teleferic, directorul acesteia și șeful serviciului operativ. Cei trei ar putea fi acuzați de omucidere din culpă. Anchetatorii au stabilit că s-au umblat la sistemul de frânare de urgență al instalației și acesta nu a funcționat în momentul în care telecabina s-a prăbușit. Singurul supraviețuitor al accidentului este un băiețel de 5 ani care și-a pierdut ambii părinți și un frate mai mic. Premierul britanic Boris Johnson a vrut să fie infectat cu coronavirus în direct la TV pentru a arăta că nu reprezintă ceva de temut. O spune fostul său consilier, care susține că anume din această cauză în Marea Britanie nu au fost luate la timp măsuri care ar fi micșurat numărul de pacienți. Unul dintre ei a fost chiar Johnson, care a ajuns și la terapie intensivă. In February, the Prime Minister regarded this as just a scare story. He described it as the new swine flu. Did you tell him it wasn't? He just tells everyone, it's swine flu, don't worry about it. I'm going to get Chris Whitty to inject me live on TV with coronavirus, so everyone realizes it's nothing to be frightened of. Potrivit fostului său consilier, Boris Johnson credea că virusul afectează doar persoanele de 80 de ani. Așa ar fi amânat luarea deciziilor de carantinare. Cummings și-a cerut scuze familiilor persoanelor care și-au pierdut viața din cauza pandemiei. When the public needed us most, the government failed. And I'd like to say to all the families of those who died unnecessarily, how sorry I am for the mistakes that were made and for my own mistakes at that. Fostul consilier șef al lui Boris Johnson, care a fost demis din funcție anul trecut după ce a sugerat influența logodnicei asupra premierului, a făcut declarațiile incendiare în timpul unei ședințe a Parlamentului de la Londra cu privire la lecțiile învățate în urma pandemiei și lipsa de măsuri luate de executivul britanic. I'm absolutely confident that we took the decisions in the best interests of the British people. There is no doubt that these mistakes cost many thousands of lives. When even a disgraced figure like Dominic Cummings is willing to own up and apologise, isn't it time that the Prime Minister does the same? Yeah. Mr. Speaker, I take full responsibility for everything that has happened. I've said before, and he will recall, both in this house and elsewhere, I am truly sorry. Fostul consilier al premierului britanic a mai afirmat că Boris Johnson voia ca pandemia să fie învinsă prin atingerea imunității în masă pe cale naturală. Această strategie de imunitate colectivă a fost abandonată abia la începutul lunii martie, după ce Downing Street a fost avertizată că va duce la dezastru. Secretarul Sănătății Matt Hancock, biroul lui Johnson și alți membri ai executivului au respins acuzațiile. Clipe de groază trăită de un artist de circ din Rusia. Bărbatul a fost atacat de un leu în timpul unui spectacol. La eveniment au asistat sute de persoane, printre care mulți copii. Săptămâna trecută, Maxim Orlov și colegii săi au susținut un spectacol în localitatea Moșcovo din regiunea Novosibirsk. Maxim Orlov avea programat un număr de dresură a 2 lei, Vega și Santa. La un moment dat, Vega l-a atacat pe bărbat.
Rănit grav la picior și la braț, Maxim Orlov a fost transportat de urgență la spital. Medicii au stabilit că acesta va avea nevoie de timp îndelungat pentru recuperare. În ciuda situației în care se găsește, artistul de circ a avut puterea să transmită un mesaj. Printre altele, acesta a spus că un astfel de incident este extrem de rar în lumea circului. Ei sunt normali, la repetiții, ei sunt adecvați. В чем проблема была я вчера? Я не могу сейчас прямо проанализировать. Ну, бывает. Orlov a pus incidentul pe seama faptului că Vega a ajuns la maturitate, dar și pe faptul că artiștii nu au putut susține spectacole din cauza pandemiei de COVID-19, astfel că relațiile dintre ei și animale s-au alterat. Leul care l-a atacat pe Maxim Orlov va fi predat unei grădini zoologice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Miss Bala. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!